După moartea primarilor care au fost răpuși de coronavirus, locuitorii din satul Pârlița și comuna Ișcălău vor ieși din nou la urnele de vot. Alegeri locale vor fi organizate și în satul Călinești din raionul Fălești, unde primarul a degrevat din funcție din cauza unor probleme de sănătate. Pentru alegerile locale din 21 noiembrie sunt deja mai mulți potențiali candidați, unii dintre care au ales să participe independent în cursa electorală. Alegerile din satul Pârlița au loc după ce la 21 martie curent fostul primar al localității, Mihail Neagu, a pierdut lupta cu virusul COVID-19. Din data de 12 am început înregistrarea candidaților și chiar în data de 12 a depus candidatul Neagu Sergiu, fiind înaintat de la Partidul Acțiune și Solidaritate dumnealui. Ieri, în data de 13, s-a apropiat candidatul Valeriu Strati, a depus o cerere la oficiu pentru a elibera listele de subscripție pentru a fi independente ca să depună dosarul ca candidat independent. Sergiu Neagu este unul dintre cei doi candidați înregistrați. Tânărul în vârstă de 35 de ani spune că vrea să ducă la bun sfârșit proiectele începute de tatăl său, fostul primar care a plecat la cele veșnice. Am pus așa trei priorități. Prima și cea mai importantă este finalizarea construcției de apeduct. A doua problemă care o văd eu pentru sat sunt reparația drumurilor și a treilea punct l-aș vedea ca zona verde a casei de cultură să continue. Deci s-a făcut un teren de joacă pentru copii, urma să mai fie instalate și zone de odihnă, copaci, arbori, îngrădită zona, amenajată și vreau să duc la un bun capăt și acest proiect. Unii locuitori din satul Pârlița și-au făcut deja alegerea. Aceștia spun că vor la cârma satului un primar tânăr și gospodar. Să fie pentru lume. Să dea interesul așa ca lumea să nu fie obișnuită, să nu fie asuprită de alții, cum de parlamentari, să lupte pentru pensie, să lupte pentru încălzire, să dea la lume, pentru lumină, pentru căldură, pentru gaz, ca lumea să aibă, să nu fim, să îngheațăm de frig. Eu personal voi susține pe fiul lui Neagu Sergiu. De ce? Pentru că tatăl, Dumnezeu să-l ierte, a fost tot un primar foarte bun pentru noi, așa că credem că și eu tot așa va fi. Eu de la nou primar aștept o continuitate în activitate, fiindcă răpășatul primar este fratele meu, Sergiu este nepotul meu și vreau ca prin Sergiu tatăl să vadă împlinit acolo în ceruri. Și comuna Ișcălău a rămas fără primar din cauza coronavirusului. La zi cu data de ieri au fost depuse actele pentru înregistrare de la doi concurenți, de la blocul electoral comuniștilor și socialiștilor doamna Pogâlă Ina și de la Partidul Acțiuni și Solidaritate doamna Procopciuc Maria. În urma tragerii la sorți, prima în buletin de vot o să fie doamna Pogâlă Ina și a doua doamna Procopciuc Maria. Maria Procopciuc are 48 de ani, dintre care 15 i-a dedicat profesiei de pedagog. A fost la cârma localității în perioada 2015-2019. Vreau să se îmbunătățească atitudinea lor, pentru că în mandatul trecut chiar însuși spuneam nu știu câți ani trebuie să muncim ca să schimbăm atitudinea locuitorului față de administrație. Pentru că în administrație publică locală vreau să duc la cunoștință. În capul meu, pe primul loc, stă legea, deci nu stă interesele. Locuitorii comunei Ișcălău își doresc un primar integru și care să știe să rezolve problemele oamenilor. Cinstit și să iubească muncă, să iubească obște, satul să-l iubească. Atâta, dacă să aibă calitățile astea, înseamnă că o să fie tot bun. Trebuie să știe să ne pui gaz. Dacă stărui să ne pui și gaz, ap să știi că e o îndeplinit. Nu 99, nu 100, dar undeva 80% din dorințele oamenilor. Satul Călinești este a treia localitate din raionul Fălești, unde pe 21 noiembrie vor avea alegeri locale noi pentru funcția de primar. În prezent, doar Ala Procopciuc, contabila primăriei, pretinde la această funcție. Ea vrea să candideze independent. Am fost rugată de colectiv, chiar și de raion, de oameni care mă cunosc timpul activității mele. Voi gestiona cu succes toate finanțele venite în buget și voi
atrage finanțe pentru noi lucrări și pentru noi proiecte. Oamenii din Călinești speră să aibă un primar gospodar pentru care legea va fi în capul mesei. Un gospodar, un om competent în probleme, să cunoască legislația, să fie un patriot a satului, să iubească satul și să fie un cetățean destoinic. Primar trebuie să fie exemplu în primul rând și trebuie să aibă și studii și să fie și gospodar la locul lui. Un viitor primar trebuie să fie un om gospodar în primul rând, ca să fie pentru sat, pentru cetățenii care să locuiesc în satul Călinești. Fiecare om care se adresează la dumnealui să poată rezolva problema. Pe 21 noiembrie, alegeri noi vor fi organizate în 6 localități din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți.